Salutare lume și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi voi face un unboxing la un trepied care l-am comandat de pe EMAG. Deci m-a costat 95 de lei și cam ușoară cutia și mă tem să nu fie. Mă tem că poate nu-i. Deci aici am unealta. Bun, deci hai să vedem. Trebuie să... Nervează banda asta scoși. Așa. Și din partea asta la altă. Așa. Da, au venit. Perfect. După cum puteți vedea e aici. Mai e ceva pe aici. Scârț. Bun, deci cam atât. Hai să trecem la trepied. Uite aici frumos. Deschidem. Pac. Și după cum vedeți este aici. Kit the Vision. Flexibil. Uai, și am așteptat de... L-am comandat duminică și mi-a ajuns astăzi. Deci așa. Frumos. Și am deschid asta. Și este intrat aici. După cum puteți vedea, este cam atât de mare. Aici în față poți să rotești tip 360 de grade sau să scoți asta și să-ți bagi camera ta foto. Deci, după cum puteți vedea, puteți roti voi 360 grade, cum să zic. Focusează-te, măi. Așa? Deci și destul de mare, flexibile, mai tare. Uitați ce am avut eu înainte. Uitați, mi s-a stricat. Asta am avut. Deci, cred că o să mă ține mult. Vreau să-mi strâng bani să-mi iau încă unul mai mare. Am așteptat foarte mult de el. Și este un preț foarte bun. 95 de lei l-am luat la reducere. Deci, da. Vă las link-ul trepiedului în descriere. Este foarte bun și o să-l pun acum pe telefonul pe trepied. În cutie puteți găsi și o, nu știu cum să zic, o prinzătură pentru el. După cum puteți vedea, scuzați de mizerie de pe masă. Eu pe telefon am avut ceva gen prinzătura asta. Am avut eu înainte care se deschidea destul de greu, după cum puteți vedea. Și asta trebuie să o pui numai aici. Tot, deci închideți. Focusează-te. Deci uitați. Destul de... Mie îmi place la nebunie, uitați. Și acum o să-mi pun telefonul pe ea. Am pus telefonul pe trepied și e destul de mare. Mie îmi place. Înainte am avut asta, am dat 60 ceva de lei pe ea, uitați, am încercat să lipesc. S-au stricat picioarele maxim 2 luni, dar asta cred că îmi rezistă foarte mult. O deschizătură, cum să zic, nu știu cum să-i zic la asta, dar în fine. Pe asta, cum să zic, e mai slabă decât asta pe care o am pe ei trepied. Cutia aici, deci vă recomand, îl recomand trepiedul ăsta, vă lăs linkul lui în descriere, să văd cum arată așa. Deci, așa arată mai bine, bun. Vă recomand trepiedul ăsta, vă lăs linkul în descriere. 95 de lei, am mai dat încă 15 lei pe transport, 83 de lei. Trepiedul ăsta, dacă mai vreți, nu 83, 63 de lei. Da, 63 de lei, am mai plătit eu transport, mai țin minte când am plătit transport, deci dacă vreți, nu uitați să intrați pe linkul din descriere, l-am luat de pe EMAG și l-am deschis cu cuțitul ăsta. Deci, am deschis multe cu asta. Ok, deci dacă vreți și voi linkul de la trepied, vi-l las în descriere și ne vedem în următorul video. Pa, pa!